Aleșii municipali au fost convocați astăzi la o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur punct, finanțarea cu 80.000 de lei a manifestărilor ocazionate de împlinirea a 100 de ani de la înființarea Armatei a doua, evenimente ce vor avea loc săptămâna viitoare. Consilierii din opoziție au declarat că nu se justifică o astfel de alocare, în condițiile în care executivul din Palatul Comunal s-a plâns de lipsa banilor, iar suma ar fi trebuit utilizată pentru alte capitole mult mai importante. Cred că dacă n-au fost bani pentru anumite drepturi salariare, normă de hrană pentru poliția locală, dacă nu sunt bani pentru asigurarea energiei termice în perioada de iarnă, dacă nu sunt bani pentru reparații la străzi și întreținere drumul spații verzi, ne puteam bucura, din punctul meu de vedere, toată comunitatea de această sărbătoare și cu cât exista din fondurile și din banii armatei. Eu nu spun că nu putem sau nu a existat posibilitatea, dar în situația de față, ca un buget auster, nu mi se pare corect să alocăm bani pentru lucruri care nu cred că nu se puteau face din sumele care au fost prevăzute și destinate de către armă. Iar astăzi propunem această cheltuială și revin, fără a fi judecați că ne opunem susținerii promovării simbolurilor sau tradițiilor militare, dar ne opunem cheltuirii oricum, în orice moment, fără o justificare, din punctul nostru de vedere, suficient de solidă, a banului public. Pentru o manifestație de acest gen, puteam să contribuim și noi, Primăria și Consiliul Local, cu o sumă modică de maxim 10.000 de roni. Nici de cum aproape 1.000.000. 800 de milioane sunt bani foarte mulți pentru Primăria Municipiului Buzău. Atitudinea aleșilor din opoziție a stârnit o reacție vehementă din partea edilului șef. Constantin Toma i-a acuzat de populism pe cei care nu doresc finanțarea pentru evenimentele festive organizate de Divizia 2 Infanterie Getica. Este o problemă de imagine, este o sumă chiar simbolică la un buget de 60 de milioane de euro. În același timp, acești bani erau prevăzuți în buget la Fundația Alexandru Marghi Roman, tot pentru acțiuni culturale, și am considerat că este normal că cea mai importantă acțiune culturală în acest an este această aniversare, împlinirea 100 de ani de la înființarea Armatei a doua, este chiar simbolic ajutorul nostru, pentru că dacă nu s-ar acorda această sumă, chiar că am dat dovadă de nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar de neîncredere în armată. Contrele au continuat cu replici și mai tăioase, ședința transformându-se într-un teatru al acuzațiilor de o parte și de alta a baricadei. Dacă dorim cu toți într-adevăr și nu suntem populiști, hai să scoatem din buzunar bani și să adunăm 80 de miliarde. Ca să lăsăm bugetul ăsta local, care într-adevăr este lăsat de fosta conducere și de foștii consilieri locali, dintre care ați fost și dumneavoastră, lăsat în situația de acolo. Nu mă mai asociați cu fostul consilier local, că nu am fost consilier local decât o perioadă scurtă. Și niciodată n-am votat bugetele primăriei. Iar foștii consilieri sunt în echipa dumneavoastră, parte din ei. Domnul Roșilor, ieșiți în fața presei și spuneți, urâm Armata Română să plece din Buzău. Eu nu am spus așa ceva. Nu merităm așa ceva. Deși spuneți și spuneți treaba asta. Nu, eu nu am spus așa ceva. Frații bunicului meu, patru, au murit pe front. Deci, nu-i respectați, iertați-mă, nu-i respectați. Ba da, eu îi respect, dar nu prin felul de a da bani pentru o fanfaronadă. Vă rog frumos să înțelegeți că nu... Armata Română și te jiviți, bă, și nu, mă nu, 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 nu este adevărat. Pe eroi putem să-i... Putem să-i... Cea mai puternică Armata României are și în continuare sediul la Buzău. Divizia 2 Getica, urmașa Armatei a doua. Cea mai importantă și singura armată activă a României. După tensiunile care au durat mai multe minute, proiectul a fost supus aprobării. Aleșii PNL, Silviu Roșioru de la PSRO, consilierul independent Constantin Ionescu și Gheorghe Vasile de la PMP s-au abținut de la vot. Grupurile PSD și ALDE, dar și Ion Marin de la PMP, au votat pentru alocarea sumei, astfel că proiectul a primit undă verde. Acești bani erau prinși în buget pentru acțiuni culturale. Am considerat că aceasta este o acțiune culturală care merită finanțată. Deci nu am luat bani nici de la spor, nici din altă parte. Vă așteptați să treacă un număr mai mare de voturi? Bineînțeles, am rămas surprins neplăcut, pentru că opoziția, liberalii, PMP-ul,
PSRO au votat împotrivă, cu o singură excepție, domnul Ion Marin, pentru care am o apreciere deosebită. Săptămâna viitoare, Divizia 2 Infanterie Getica va organiza ample manifestări dedicate centenarului Armatei a doua. Cel mai important eveniment este programat în data de 18 august, atunci când pe Bulevardul Nicolae Bălcescu vom avea parte de cea mai mare paradă militară din istoria Buzăului, moment la care este așteptat să asiste și președintele Klaus Iohannis.